Vedem ce facem aici, am pornit înregistrarea. Așa. Deci data trecută vorbisem despre despre operatorii matematici, operatorii logici, instrucțiunile de bază. Voi ați, nu știu dacă ați fost sau ați văzut videoclipul de data trecută. Îmi puteți răspunde. L-ați văzut sau vă interesează? Bă, nu știu, adică nu știu de dacă nu te interesează, nu știu de ce intra, să știi. Dacă vrei să... Eu? Da. Eu sunt aici pentru gen... Eu fac altceva și ascult ca un podcast, știi? Așa, păi și atunci? Păi și te deranjează prezența asta? Adică Nu, poate prin ceva, nu poate mă, nu. pe mine nu mă deranjează prezența, dar eu voiam să discut, ca și când aș discuta cu cineva pe care interesează și vrea să învețe, nu vrea să facă glume. Nu vreau să zic că sunt ăsta serios care să zică, bă, nu glumim, sau Păi știi? nu, am răspuns aha, gen, că Adică eu nu am zicea înțeles... nimeni și eu așteptam un răspuns. Da, eu așteptam un răspuns. De la cei care s-au uitat sau nu s-au uitat la videoclip. Sau care au fost data trecută. Ca să văd dacă știe cineva despre ce am vorbit data trecută, sau facem o recapitulare rapidă. Deci vă rog, ăștia care sunteți acum, vreți să facem o recapitulare sau vreți să continuăm? Bă, hai o scurtă recapitulare și continuăm. Bun. Deci avem așa. Am vorbit data trecută de tipurile de date, ceea ce este ușor de ținut minte, numere întregi, putem să le declarăm ne trei variabile. Variabilele sunt chestii în care ținem date, în care ținem date de diferite tipuri, putem să avem numere întregi, putem să avem caractere, asta dar doar un caracter, o literă sau un caracter cifră, putem să avem numere reale de tipul 0.54, putem să avem numere reale de o precizie ceva mai mare în care poți să pui foarte multe cifre pentru că le ține minte calculatorul, adică pe float-ul nu prea reușește pentru că nu e tipul corespunzător. Așa. Avem diferite... ideea e că orice program are o funcție de main în care începe programul. Deci mereu începe de la main și codul se rulează de sus în jos. Deci dacă eu am aici am instrucțiune 1, aici am instrucțiune 2, niciodată nu se va rula 2 în loc de înaintea primei instrucțiuni. Mereu va fi instrucțiunea 1 și după instrucțiunea 2. În cazul în care toată chestia asta este într-o singură buclă, este înconjurată cu o buclă sau ceva, se vor face exact la fel. Mai întâi se va intra în buclă, se va rula instrucțiunea 1, instrucțiunea 2, se va relua bucla iarăși de la capăt și iarăși instrucțiunea 1, instrucțiunea 2 până să iese din buclă. Da, mai aveam operatorii matematici, dacă aveam două variabile A și B, să zicem A este 10, B este 20, puteam să adunăm, să zicem A egal cu A plus B. Sigur, o formă mai simplă, dacă nu vrei să scrii A egal cu A plus B, poți să zici A plus egal B și exact aceeași chestie, dar astea sunt chestii de detaliu. Atâta timp cât o înțelegi, merge. Așa, la fel și cu semnul de înmulțire, merge la fel și aici, exact la fel. Poți să zici cu împărțire, asta e împărțire care ține cont de tipul în care ai variabilele. Una este să împarți float la float și alta este să reîmparți, adică un număr real la alt număr real și îți dă cu virgulă. În schimb, dacă împarți număr întreg la număr întreg, cum am făcut noi aici, îți va da câtul împărțirii și restul îl obții prin a lua prin operatorul modulo care se scrie cu procent. Aceștia sunt operatori matematici, avem operatori, avem variabile booleene care pot să fie adevărat sau fals. Deci astea sunt singurele valori pe care le au, deci poți să-i zici t egal true sau t egal false. Și în același timp, în programare, 1 este echivalentul lui true și 0 este echivalentul lui false. Asta e o chestie pe care o găsiți în orice limbaj de programare, din câte știu eu. Așa, avem ca instrucțiune, avem instrucțiunea if, care e instrucțiune decizională, care ia ce ai tu în paranteză și evaluează acea expresie ca fiind adevărată sau falsă. Să zicem A egal cu B. Asta înseamnă dacă valoarea din A este egală cu valoarea din B, atunci se rulează codul de aici. Altfel, în cazul în care operația de aici, operația logică este falsă, se intră pe ramura else și se rulează
codul din ramura else, niciodată codul din ramura if, dacă operația, ecuația este falsă. Așa, ca bucle avem bucla for, care este folosit atunci când avem un număr predeterminat de pași pe care, un număr predeterminat de iterații pe care vrem să le facem. Vrem să facem, dacă știm dinainte, bă, vrem să iterăm asupra a unui vector de 5.000 de elemente sau dacă vrem să facem o operație de 5.000 de ori. Trebuie să știi chestia asta. Dacă știi chestia asta, poți să folosești o funcție, o buclă for și zici for și iei un iterator. Ăsta este punctul de început al iteratorului. Trebuie ceva cu care să ții cont de iterația la care ești. O limită superioară sau inferioară, depinde chestia asta, să zicem i mai mic ca 10. Și un pas cu care vrei să actualizezi iteratorul. Poți să zici că i începe de la 0, deci asta înseamnă se citește ca fiind pentru fiecare valoare a lui i care începe de la 0 și termină la 10, în care creștem la fiecare pas i cu 1, poți să ne putem scrie și așa. Așa, facem ceva. Dacă, să zicem, afișăm valoarea lui i, va afișa de la 0 până la 9 inclusiv, pe 10 nu-l include pentru că în momentul în care i va lua valoarea 10, nu se 10 egal cu 10. 10 egal cu 10, da, și dar nu este mai mic ca 10 și ca atare nu se Aia. va mai rula ultima oară. Dacă am pune aici și egal, se rulează. Atunci, da. Da, în același timp putem să facem și invers, putem să zicem i a valoarea 10 până cât timp i este mai mare ca 0 și în loc de plus zicem minus. Asta, așa le va scrie de la 10 la 1. Deci noi decidem toate chestiile astea, le facem noi. O chestie interesantă la instrucțiunea asta, dacă în for scrii punct și virgulă, atâta, deci doar două punct și virgulă, este o instrucțiune validă pentru că tu nu ai, deși tu nu ai niciun iterator, nicio condiție de final și nicio condiție de actualizare a iteratorului, îți va funcționa. Și ce se va întâmpla va fi că bucla asta va rula la infinit până când va ieși din ea sau se va opri, se va ieși cu un break sau până se va opri programul și se va ieși automat. Fie că oprește el că așa se trebuie, fie că că îl oprește utilizatorul. Ideea fiind că poți face chestia asta. Și mai avem și bucla while, în care vrem să facem ceva, cât timp se întâmplă ceva, cât timp A este mai mic ca B, să zicem, A plus egal 1. Cât timp A mai mic ca B, creștem A-ul cu 1. Și noi nu știm exact câți pași vrem să facem. Putem să dăm B-ul de la tastatură. Dacă am dat B-ul de la tastatură, am putea să avem B-ul fie 20, am putea să-l avem 2000, fără nicio problemă. Și se va rula instrucțiunea în funcție de chestia asta, de valoarea lui B, în cazul codului pe care îl avem. Și cu toate chestiile astea pe care le-am discutat data trecută, am făcut un program care îți ia un număr, citește un număr de la tastatură și îți afișează primele n elemente ale șirului lui Fibonacci. Asta a fost, na, a fost ceva pe care, ultima chestie pe care am făcut-o data trecută și cred că, nu știu, are cineva întrebări din toată treaba asta, neclarități? Să știți că eu vă încurajez să mă întrebați, să puneți orice întrebare, orice neclaritate ați avea. Eu încurajez chestia asta. Dacă nu, vedem ce facem. Și, Nimeni nimic. poftim? Nimeni nimic. Acum, e. Da, acum eu aș zice, deci aș sugera să discutăm toți la un loc, să vedem ce vrem să facem. Hai să rămânem un pic să mai facem încă o problemă cu chestiile pe care le cunoaștem deja, ca să ne asigurăm că toată lumea înțelege ce trebuie și să iasă bine. Hai să discutăm ce am putea face, ce ziceți? Sunteți ok? Sunteți ok? Vreți să facem Da, asta? da. Ok, păi hai să vedem. Ce program am putea noi să facem? Ce ziceți? Aveți vreo idee de program, de chestie de asta simplă pe care vreți să o facem? Ok. Hai să facem. Mă, serios.
Hai să discutăm ce program vrem să facem mai bine decât să stăm să ne chinuim cu asta. Adică, Hai să restul facem de... un program. Mă refer ca să fim toți pe aceeași pagină, să vrem să ne gândim la chestii diferite, la aceeași chestie, dar în modul fiecăruia personal. Asta ca să putem să corectăm dacă e ceva ce cineva are o idee, o ascultăm, vedem dacă e bine, o analizăm. Ca la școală, mă. Adică te întreabă proful de mate cum facem problema asta și zic mai mulți părerea. Hai să facem un program prin care putem să jucăm bolți. Bolți. Ah, super. Asta este asta seamănă, da chiar, uite, hai să facem chestia asta, dar înainte să facem asta, hai să facem o variantă un pic mai simplă. Deci e un program care chiar se dă la interviuri. Deci chestia asta am avut-o și eu la un interviu. E un program foarte simplu, se numește programul FitzBuzz. Programul ăsta presupune, e cam ca la bolți, tu îi dai un număr de la tastatură. Dăm un rând de la tastatură. Scriem toate numerele până la numărul ăla. Dacă un număr e divizibil cu 3, scriem fiz. Dacă e divizibil cu 5, scriem baz. Și dacă e divizibil cu amândouă, scriem fiz baz. Legat. Merge? Și după facem A, bolți. da. Putem face și bolți după, poate un pic mai complicat. Vedem cum. Ok, deci ne trebuie mai întâi am împărțit problema pe bucăți. Mai întâi noi vrem să luăm un număr de la tastatură, da? Hai să-l declarăm o variabilă pentru că noi vrem un număr, noi vrem să scriem un număr de numere, adică ne trebuie un număr pe care îl dăm noi de la tastatură, noi știm că vrem să fie întreg numărul, pentru că nu poți să scrii 0,3 numere. Nu poți. Numărătoare să faci numere întregi. Luăm un număr întreg. Citim numărul de la tastatură. Și acum ce am putea face? E cineva care vrea să participe, să dea o idee? Să știți că dacă greșiți, dând mai mult înțelegeți din greșeli decât din succesuri. Succese, ce pui mea, am zis succesuri, vai să-mi bătut în cap. Din succese. Mă gândesc că începem cu un if. Ok. Hai să vedem de ce. Zi, continuă. Pentru că trebuie să declarăm în primul și în primul rând încă câteva variabile. Ok, care variabilă? Trebuie să declarăm o variabilă A pentru treaba cu fiz. Așa, spunem că o declar. Cum vrei să fie declarată? Păi, Adică, având în vedere că lucrăm cu numere întregi, trebuie să tot int. Ok, variabila A. Și ce facem cu ea? Deci, chiar poți să spui, nu e absolut nicio problemă. Deci avem variabila A care e un număr întreg. Ce vrei să facem cu ea? Trebuie să o de fapt nu, ne mai trebuie încă două. Ok. Deci ne mai trebuie și un B și un C. Bun. Și ce facem cu ea? Trebuie să le declarăm astfel încât să fie aia divizibilă cu 3, să scrie, dacă găsește un A, să scrie fiz. B-ul să fie dacă găsește un B să fie, care e divizibil cu 5 să scrie baz și la C o să fie un A și B în același timp. Ok. Sau trebuie făcut diferit. Cred că înțeleg ce vrei să spui, dar cred că te referi că nu trebuie să fie numere întregi, ci trebuie să fie stringuri, să fie șiruri de caractere ca să scriem fiz. Asta vrei să spui că în A. Da. Da. Ok.
Chestia asta folosim, pentru chestia asta vom folosi tipul de date string și dacă nu mă înșel eu, ne trebuie biblioteca string. Trebuie inclusă și aici. Asta de aici de sus este biblioteca IO stream. IO vine de la input output și vine input output stream. Și string este biblioteca în care sunt mai multe funcții pentru stringuri. Ok, și hai să dăm așa. Deci în A este când vrem să scriem fizz, da? B este buzz și C este fizz Fiz buzz. bați. Bun. Acum, alte idei? Hai să sugerez eu. Deci noi vrem să scriem toate numerele, ne uităm aici la pasul ăsta, scriem toate numerele până la numărul pe care l-am dat de la tastatură. Deja am citit în variabila n, am citit numărul pe care vrem noi. Să zicem că, să zicem, să lucrăm ca idee că lucrăm cu numărul 20, da? Și pornim de la 1 și vrem să scriem toate numerele de la 1 la 20 inclusiv. Cum facem asta? Doar asta, doar să le scriem, fără fizz, buzz, fără nimic, doar să scriem numerele. Cum facem asta? Folosim un for cu Exact. int i Așa. de la 1 până la mai mic sau egal decât 20 și i plus plus. Exact. Așa. Acum dacă dăm, zicem, pur și simplu un caut i și hai să dăm și un spațiu. Doamne, în ce hal am scris? Așa. Și rulăm chestia asta. Hai să zicem 20. Și le-am scris pe toate de la 1 la 20. Se vede, da? Se vede bine? Da. Bun. Deci asta este doar pentru scris. Hai să, ai în loc să le scriem pe același rând, hai să le scriem totuși mai bine pe rânduri diferite. Ca apoi când facem toată treaba cu fizz buzz, să se vadă clar 1, 2, 3, în loc de 3 să se vadă fizz și tot așa. Ok. Acum, cum facem noi să știm care e... cum facem verificarea? Avem aici, vom avea, în total vom avea 4 cazuri, nu-i așa? Unul în care este divizibil cu 3, unul în care este divizibil cu 5, unul care este divizibil cu amândouă și unul care nu e divizibil cu niciunul. Da? Sunteți de acord? Ok, eu o să presupun că sunteți de acord pentru că cam așa e. Ideea e că noi, pentru că avem 4 cazuri diferite, trebuie să luăm decizii ce facem în fiecare caz. Deci, în cazul în care se întâmplă ceva, ce facem? Acum, dacă vă amintiți de data trecută și ca să aflăm dacă un număr este divizibil cu un alt număr, trebuie să verificăm dacă restul împărțirii primului număr la al doilea este 0. E normal. Deci, dacă vrem să scriem fizz, putem să zicem dacă i procent, dacă restul împărțirii lui i la 3 este egal cu 0, caut fizz, pardon, caut a. Și trecem la următoarea linie, da? Dacă acum avem în cazul în care este și divizibil cu 5. Dacă este divizibil cu 5, scriem b. Și apoi trecem la următoarea linie. Da? Și dacă este divizibil cu amândouă, și dacă mai țineți minte de data trecută sau dacă v-ați uitat la videoclip pentru a le înșirui, folosim operatorul și, care este cu 2 ampersand. Și dacă este divizibil cu 5, scriem C. Da? Acum, dacă eu vă pot spune că încă de pe acum vă pot spune că vom avea niște probleme cu codul. Da, hai să rulăm să ne uităm pe un exemplu să vedem de ce avem probleme. Hai să băgăm un număr mai mic, băgăm 10, nu băgăm 20. 10, da? Și să fac eu asta mare. Așa. Deci aici am băgat 10, numărul 10, da? Și avem așa. 1, 2, fizz, 3, 4, buzz,
5, fiz, fiz 6, pentru că 6 multiplu 3, 7, 8 și tot așa. Ce observați în neregulă? Scrie și numărul și ce i-am dat noi să scrie. Exact. Acum, de ce face chestia asta? Hai să ne uităm pe cod. Să fac asta iar mic. Așa. Deci, țineți minte, codul se rulează de sus în jos. Mereu se rulează de sus în jos. Ce se va întâmpla? Uite, să zicem, în cazul în care noi, în care i are valoarea 3. În cazul în care noi ar trebui să intrăm pe ramura asta. Deci, se va intra. I este, are valoarea 3 în momentul de față, da? Verificăm. I procent 3, i mod 3 este 0? Da, pentru că restul împărțirii lui 3 la 3 este 0 și deci va scrie fiz. Asta e corect. Va continua cu următoarea instrucțiune if. Este divizibil cu 5? Nu, nu este. Deci nu va rula codul ăsta. Este divizibil și cu 3 și cu 5? Nu, deci nu va rula nici codul ăsta. Și va ajunge să scrie și codul ăsta de aici. Pentru că nu-l oprește nimeni să scrie codul ăsta. Nu e așa? Sunteți de acord? Da. Are, adică are sens? Da, are sens, dar cum facem să nu mai scrie? N-ar trebui să punem la al doilea în loc de if else În loc de al doilea if de aici, zici? if? Gen e for if al doilea if la ăla cu 5. A, să zicem else aici? Nu, în loc de if. A, Dar e ok. n-are treabă. Nu chiar. Adică, putem să facem, cum să zic eu, există o funcție, o chestie pe care noi o putem folosi, se numește continue. V-am zis mai data trecută că există instrucțiunea break care vă scoate din buclă, da? Deci dacă sunteți într-o buclă, for, while, do while, nu contează, sunteți într-o buclă și dați instrucțiunea break, adică ați ajuns într-o stare în care nu mai trebuie să iterați iarăși în bucla aia și vreți să ieșiți din buclă, să continuați rularea programului, folosiți instrucțiunea break și ieșiți din buclă. În cazul ăsta noi nu vrem să ieșim din buclă, noi vrem să trecem la următoarea iterație, să sărim peste restul instrucțiunilor. Deci, efectiv, dacă noi am, în cazul în care i este egal cu 3, noi vrem ca în punctul ăsta de aici, după ce s-a afișat fiz, noi vrem să trecem la următoarea iterație instant. Nu vrem să mai trecem și până astea două, da? Pentru chestia asta se folosește instrucțiunea continue. Așa se numește, continue. Și chestia asta, în momentul în care se lovește bucata asta de aici, va trece la fix la următoarea iterație și va trece la i egal cu 4. Are sens? Și trebuie să le scriem la fiecare. Poftim? Trebuie să le scriem la fiecare, mă gândesc. Hai să vedem ce se obține dacă scriem așa la fiecare, da? Să zicem că scriem uite, hai să testăm mai întâi așa. Deci testăm mai întâi așa. Și băgăm tot 10. 1, 2, fiz în loc de 3. Deci aici e bine. Baz, asta e ok pentru că, na, încă n-am scris pentru 5. Fiz în locul 6, fiz în locul 9, în locul 12, în locul 15, dar uite dacă te uiți, la 15 trebuie să scrie fiz baz, că e 3 ori 5. N-a scris, a Corect. scris fiz. Nu-i așa? Da. Așa. Deci nu e ok ce am făcut. Ce putem face să reparăm chestia asta? Păi, am putea să zicem, bă, dacă el este divizibil cu 3, nu putem să facem verificarea asta de aici, să o facem și aici? Zicem, ia mă, oare e și divizibil cu 5? Că dacă e divizibil cu 5, e perfect. Înseamnă că putem să scriem fiz, după care baz, și aia e. Nu? Și apoi, de-abia apoi, să dăm continue. Hai să încercăm așa. Make 10 și hai să ne uităm iarăși. Ce s-a întâmplat? Fiz aici, fiz aici și la 15 am scris fiz baz. Deci avem 14, fiz baz 16, da?
Problema acum este, bă, de ce e scris pe două rânduri? Noi vrem să scrie pe un alt, pe un singur rând. Asta e altă problemă de Dar în la... același timp, vă zic, scrie și la 9 FizzBuzz. La 9? Aha. And that's not okay. Stai, de ce scrie și la... A, nu, 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 nu. Stai așa, stai așa. Aici o să vezi de ce imediat, fii atent. Deci, hai să rezolvăm mai întâi cu 15. Deci, la 15 scrie fizz, buzz, scrie fizz și pe următorul rând scrie buzz. De ce face chestia asta? Mai întâi verifică, vede că i este divizibil cu 3, că 15 divizibil cu 3 și scrie pe A, adică scrie fizz, după care trece pe următorul rând și după care scrie pe buzz și trece pe următorul rând. Cum putem să rezolvăm chestia asta? Păi ștergem endline-ul ăsta de aici și de aici și îl scriem o singură dată aici. Deci orice s-ar întâmpla, dacă se intră pe if-ul ăsta și se scrie și buzz, se va scrie fizz urmat de buzz și apoi se va continua cu endline. Iar în cazul în care nu există, nu se intră pe chestia asta de aici, pe ramura asta de aici, se va scrie fizz și endline automat și se continuă, se sare în continuare, fără nicio problemă, da? Hai să rulăm acum. O să vezi de ce zic eu că nu era o problemă de la treaba aia. Acum, ne uităm iarăși. Avem 15, ăsta e 15, da? Fizz buzz. Da? Și apoi avem la 9 este fizz, nimic și buzz. De ce e așa? Ah, pentru că nu scriserăm la 5, pentru Exact. numele divizibile cu 5. Exact. N-am scris la numerele divizibile cu 5 și ca atare, uite, aici ar trebui să scrie în continuu. Și putem, ca atare, putem să scăpăm complet de asta. Nu mai ne trebuie chestia asta. Noi deja verificăm dacă este divizibil cu 15 aici. Pentru că dacă e divizibil cu 15, mereu, adică mereu va fi divizibil. Dacă e divizibil cu 15, mereu va fi divizibil cu 3. Este automată chestia asta. Și deci orice multiplu de 15, adică și de 3 și de 5, va intra pe bucla asta de aici, pe bucla, pe ramura asta de aici. Și va face chestia asta, va rula codul. Iar în cazul în care nu e divizibil nici cu 3, dacă nu e divizibil cu 3, nu va intra pe chestia asta și dacă nu e divizibil nici cu 5, nu intră nici pe chestia asta. Și va scrie număr. Hai să-l rulăm acum. Dăm iarăși make, scriem 10. A, interesant, stai că eu am scris aici 20, l-am pus aici n. Ha, ce bău sunt. Așa. Scria mereu de la 1 la 20, oricum. Așa, 1, 2, fizz în loc de 3, e bine. 4, buzz în loc de 5, fizz în loc de 6, e bine. Fizz în loc de 9, buzz în loc de 10. Fizz în loc de 12, e bine. În loc de 15, fizz, buzz. În loc de 18, care e multiplu de 6, pardon, de 3, că e 3 ori 6, fizz. Și 20, 4 ori 5, e buzz. Arată bine, da? Arată bine, băieți? Ați înțeles? Da. Bun. Adică asta speram că o să, că e ok, că nu aveți întrebări. Bun. Așa. Asta, deci asta a fost cu programul FizzBuzz, nu este cine știe ce program, este, din nou, este un program care se dă la unele interviuri, nu se dă la, nu vă gândiți că se dă la interviuri de Google sau de Facebook, la alea se dau mult mai complicate, dar la alte companii se dau de astea. Sigur, poate și la unele de astea, unele companii pot. De Google, de exemplu, te poți trezi cu o companie de asta mai celebră care îți dă o problemă de genul ăsta, nu neapărat să vadă dacă și să scrii FizzBuzz, ci ca să vadă cum îl optimizezi, cum îl faci să meargă și mai bine. Cum e, de exemplu, în cazul nostru. În cazul nostru va merge foarte bine. Dar hai să trecem peste. Ziceam mai devreme că facem ceva să jucăm bolți. Mai facem? Că e exact aceeași chestie în cazul în care e divizibil cu 7, scriem bold, nu? Mai are rost să facem? Ați înțeles care e treaba? Da. Super. Bun. Hai să trecem mai departe. Hai să facem. O să facem un program care. Asta propun eu. Un program care verifică. Sau nu neapărat care verifică. Hai să facem. Ok. Deci, hai să facem un program care verifică dacă numărul pe care noi îl dăm de la tastatură este prim sau nu.
iar apoi să-l facem să scrie toate numerele de la 1 la N pe care îl dăm noi, care sunt prime, să scrie toate numerele prime. Sună bine? Facem pe asta? Da. Deci începem cu ideea asta să vedem dacă un număr este prim și după îl vom modifica de două ori. După ce am făcut verificarea dacă un număr este prim, îl facem să afișeze toate numerele de la 1 la N, cu N dat de la tastatură, care sunt prime, după care vom trece la funcții și vom scrie o funcție care verifică dacă un număr pe care îl dăm noi ca parametru, ca argument, este prim, ca să ne facem codul să arate mai frumos, mai ușor de folosit. Ok? Hai să vedem. Deci, din nou, vrem să citim un număr n și vrem să vedem dacă numărul este divizibil cu dacă este prim. Care sunt condițiile ca un număr să fie prim? Păi, ca să fie prim, trebuie să aibă fix doi divizori, să unul și el însuși. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că 1 nu este divizor, nu este prim, pardon. Deci 1 nu este număr prim pentru că are un singur divizor, nu are 2. Și hai să zicem, să folosim o variabilă, în cazul ăsta hai să folosim o variabilă is prime. Da? Și i-am dat și o valoare. Deci, 1, numărul 1 nu este niciodată, nu va fi niciodată prim. Deci putem să zicem dacă n este egal cu 1, facem o verificare încă de început, să nu facem calcule degeaba, să nu facem, scriem mai mult cod decât e nevoie. Deci dacă n este... Da, spune. Mă gândeam la o chestie. Poate mai sunt, cum, nu știu, cred că aseară ai spus că mai sunt unii care vor să bage bețe în roate. De ce nu poți să pui mai mic decât unul și în caz de introduce un număr negativ, nu știu. Că se poate întâmpla. Pui un minus, minus 2, minus 3. A, dacă... De ce nu facem verificarea asta? Poate să fie mai mic sau egal decât 1, dacă egal cu 2 e prim și după aceea cu 4. Ok, merge și asta, da. Sigur. Nicio problemă. Deci, ideea... Ce mă gândeam e următoarea chestie. După ce facem noi verificarea asta, dacă variabila is prime este adevărată. Deci dacă, în cazul ăsta, dacă is prime, caut numărul n este prim. Altfel, nu este prim. Asta e așa ceva simplu. Și între bucățile astea două, noi să scriem restul verificării, restul codului. Deci, cum ai zis și tu, dacă numărul este mai mic sau egal cu 1, is prime este automat false. Dacă n este egal cu 2 sau n este egal cu 3, is prime rămâne la fel. Deci va rămâne la fel, rămâne la true. Deci noi am pornit cu el ca fiind true. Deci nu mai avem nevoie să facem nimic, nu mai avem nevoie să facem nicio verificare la n egal cu 2 sau n egal cu 3. Deci putem să zicem dacă n este mai mare ca 3, atunci mai facem restul verificărilor. Și cum facem chestia asta? Păi, ca să verificăm dacă un număr este prim, luăm toate numerele de la 2, inclusiv de la 2 și până la n-1, adică fără n, și vedem dacă n este divizibil cu acele numere. De exemplu, 7. Vom lua 2 de la 2 până la 6 și verificăm dacă procentul, pardon, procentul, restul împărțirii lui 7 la numerele astea este 0. Dacă este 0, înseamnă că am găsit un divizor și deci nu este prim. Sigur, 7 este număr prim, motiv pentru care nu vom găsi niciun număr în care restul împărțirii lui 7 la numărul ăla, care e mai mic decât 7, să dea 0. Deci, luăm un iterator i și am zis că începem de la 2, da? I mai mic ca numărul n și îl creștem cu o unitate de fiecare dată. Da? Ce facem? Verificăm dacă n% i este egal cu 0, deci dacă
nu, împărți, dacă restul împărțirii numărului pe care l-am dat noi la i este egal cu 0, păi atunci am găsit un divizor al său și is prime este egal cu false și putem să ieșim din buclă. Eu am început programul prin a presupune că numărul este prim. Noi nu vrem neapărat, noi în loc să dovedim că numărul este prim, noi dovedim că numărul este că numărul nu este neprim. Cu alte cuvinte, încercăm să găsim o condiție, un număr care arată că el nu ar fi prim. Și dacă nu găsim acea condiție, asta înseamnă că el e prim. Are sens? Are sens? Și zic chestia asta din următorul motiv. Adică de ce facem în felul ăsta? De ce e o idee bună să procedăm în modul ăsta? Să luăm de exemplu numărul 20. Numărul 20 nu este prim. Și una, dacă am ca să arătăm că un număr este prim, am putea să verificăm toate numerele de la 2 la 19, să vedem dacă sunt divizori ai lui 20, cum facem aici, și în cazul în care niciunul nu este divizor al lui 20, să zicem, da, bă, e prim, sau putem să luăm toate numerele până găsim primul număr care este un divizor al lui 20. Dacă am găsit un singur divizor între 2 și 19 inclusiv, adică toate numerele care ar putea fi divizori în afară de 1 și numărul în sine, în cazul ăsta numărul nu mai e prim. Și de asta facem așa, e mai rapid. În cazul 20, deja de la 2 am zis, bă, gata, boss, nu este prim, pentru că 20 se împarte exact la 2. Are sens? Da. Adică, serios, dacă e neclar ceva, dacă vreți să explic mai bine, mai în detaliu, puteți să-mi spuneți. Cu cea mai mare plăcere vă explic. Mie este un tranje și de asta Mă spun, nu spun deranjez. nimic, dar eu înțeleg, adică și tăcerea în răspuns. Da, știu, dar ziceam că, că dacă e vreo neclaritate, să nu tăceți, să întrebați, că nu mă deranjează cu nimic, chiar nu mă deranjează. Eu făceam o funcție bol care verifica toate astea și doar puneam. Ajungem și Dar e acolo. la fel, e principiul la fel. Stai așa că ajungem și Și acolo. plusul verificam până la radical, nu, radical din număr pentru că e mai eficient. Știu, ajungem și acolo, stai liniștit. Ajungem. Deci, am spus că vom face în trei etape. Mai întâi vom face chestia asta, în care verificăm dacă un număr dat de la tastatură este prim. După care vom face un... și hai să-l verificăm. Hai să verificăm mai bine. Să zicem 20. Numărul 20 nu este prim. Hai să vedem 13. Numărul 13 este prim. Hai să vedem... nu mai știu, parcă 571 era prim? Da, mamă, ce l-am ținut minte. Numărul 571 este număr prim. 1024 nu este prim, este puterea lui 2. Deci programul merge și face treaba. Acum noi vrem să-l modificăm în așa fel încât să luăm toate numerele de la 1 până la n. 1 nu va avea sens, dar hai să putem să facem și chestia asta, de la 1 până la n și să le afișăm doar pe alea prime. Ok? Cel mai simplu mod de a face asta este să învelim toată partea asta, să o încadrăm într-o buclă for. Și cum facem asta, apoi mai luăm încă o buclă for aici și zicem așa, hai să luăm alt iterator, j. Deci pentru j de la 1, j mai mic sau, hai să zicem, sau egal cu n, j++, și facem chestia asta. Ups. Așa. Ce trebuie să modificăm acum? Vrem, în primul și în primul rând, vrem să afișăm doar numărul în cazul în care este prim. Deci doar în cazul în care este prim îl afișăm. Și care este numărul pe care îl vom afișa? Păi este J. Pentru că noi verificăm la fiecare iterație a for-ului ăsta de aici, for-ul exterior, noi verificăm dacă J este număr prim. E clar? Și pentru chestia asta vom afișa J dacă este prim. Bun, acum. Pentru că lucrăm cu J, va trebui să înlocuim aici N-ul cu J, să scriem J. Și aici tot J. Și tot așa. J. Și J.
Așa. Dacă rulăm chestia asta acum, ce se va întâmpla? Hai să ne uităm un pic peste cod. Deci vom lua toate numerele de la 1 la n inclusiv și la fiecare iterație creștem cu 1. Dacă numărul este mai mic sau egal ca 1, deci va intra doar în prima iterație, se va intra pe bucla asta, is prime este false. Altfel, în continuare, dacă j este mai mare ca 3, vom face verificarea pe care o făceam mai devreme, dar în cazul ăsta pentru numărul j, și dacă numărul a rămas is prime, scriem numărul. Ok? Vreți să ziceți, să comentați ceva după treaba asta? Vă pot spune deja că este o greșeală în cod și se poate repara cu o linie de cod. Puteți să vă gândiți la ce mă refer? Ce greșeală ar fi? Oricine? N-am observat. Stai puțin. Ok, uite, și zi care e problema în cod. De ce, eventual și de ce nu va merge. Orice părere este binevenită, greșită, corectă, nu contează. Chiar nu contează. Nu-mi dau seama momentan. Ok. Altcineva? Uite, hai să rulăm mai întâi, hai să rulăm programul și vedem iarăși, da? Până la ce număr? Hai să facem până la 20. Stai, ce treacă am făcut. Nu, e bine. E bine. Că nu mai punem spațiul la J și se lipesc toate unele de altele? Nu, deci uite. Fii atent, noi dacă scriem 20, dacă băgăm numărul 20, la ce ne așteptăm? Ce ne așteptăm să primim? Toate numerele prime mai mici decât 20 sunt 2, 3, 5, 7, 11, 13 și 17 și 19. Da? Da. Și noi ne-am aștepta să le primim pe toate să fie scrise. Sigur, hai să scriem și aici un spațiu să nu fie urât și să recompilăm. Deci noi ne așteptăm la toate numerele astea despărțite de un spațiu, da? Și, da. Și dacă eu dau Enter și las 20-ul așa și dau Enter să ruleze, de ce nu ne scrie nimic? Aveți vreo idee? Is prime rămâne fals și de asta? Exact, is prime rămâne fals. Pentru că noi vom începe cu J este 1 și încă de la prima rulare is prime ajunge să fie fals. Și nicăieri noi nu îl redăm să fie adevărat. Deci noi nu mai pornim de la premiza că fiecare număr pe care îl verificăm este prim, ca apoi să dovedim că nu este prim. Noi pornim de la ideea că este fals și încercăm să dovedim că e fals, că nu e prim. Deci trebuie să scriem aici, is prime, e valoarea true. Și dacă rulăm acum, tot cu 20, pac numerele. A apărut. Fix ăla de care ziceam. Da? Putem să mai testăm dacă vreți cu alte numere, dar nu știu. V-a convins că merge? Asta, deci asta este ideea cu toată treaba asta. Acum, putem să facem cu numere de la... Hai să facem cu funcții acum. Hai să... Aici voiam să ajungem, să trecem la funcții. Ideea e că dacă voi vreți să nu mai scrieți codul ăsta, să zicem că voi vreți să verificați dacă un număr este prim și vreți să aveți un program mare de 500 de linii de cod și vreți în 5 locuri diferite în programul ăla, nu știu de ce, dar să zicem că vreți să steți în scenariul ăsta, vreți să verificați în 5 locuri diferite dacă un număr este prim. Ce ați putea face? Păi, pe de-o parte, ați putea să scrieți codul pe care l-am scris prima oară să verificăm dacă numărul este prim de 5 ori sau îl puteți scrie o singură dată și să declarați ca, sub formă de funcție tot codul ăla și voi când vreți să verificați dacă numărul este prim, apelați acea funcție căreia îi dați numărul să-l verifice dacă e prim. Și scrieți codul o singură dată și în rest doar apelați funcția aia. Înțelegeți de ce? Și cam de asta se folosesc funcții. Pentru a reduce codul duplicat. Să nu scrie același cod de sute de ori. Bun. Acum, ce vrem noi să facem? Noi vrem să facem o funcție care verifică dacă un număr este prim.
care e sintaxa de declarație a funcțiilor în C++, seamănă cam la toate, în toate limbajele de programare, cele mai des întâlnite. Ideea e cam aceeași. Mai întâi, scrii tipul valorii pe care tu vrei să o întorci ca răspuns al funcției. Adică, dacă, de exemplu, noi să zicem că vrem să facem o funcție care adună 2 la un număr. Noi zicem, îi dăm funcția, să zicem că facem o funcție fcât și îi dăm un număr, vrem să zicem, dacă zicem fcât de 5, să ne dea înapoi 7. Dacă zicem de 9, să ne dea înapoi 11. Da? Și știm că vrem să ne dea înapoi un număr întreg, care va fi de tip int. Asta reprezintă tipul ăsta, tipul de aici. Parcă am mai discutat și data trecută, nu mai sunt sigur. Și de asta mai revin asupra chestii astea. Și se întoarce, se dă ca răspuns acel număr, rezultatul funcției, folosind funcția return pe care o vedeți și aici. Deci în cazul ăsta ar fi, dacă am avea un argument, să zicem, dacă noi zicem fcât de x, int x, pardon, int x, putem să zicem return x plus 2. Asta ca să ne adune 2. Îi dăm un număr și ne adună 2 la numărul ăsta și ne întoarce numărul plus 2. În cazul funcției astea, noi vrem să întoarcem adevărat sau fals. Deci asta știm deja, vrem adevărat sau fals. Cum facem chestia asta? Păi, putem să ținem, să luăm variabila asta de aici, o copiem de aici și o ținem aici. Acum, noi vrem să verificăm dacă e un număr, între paranteze, în declarația funcției, declarăm argumentele posibile pe care le putem da acelei funcții. În cazul nostru, noi vrem să verificăm un singur număr și hai să-i dăm numele n. Acum, noi vrem să facem verificarea pe care o făceam mai devreme. Deci nu ne mai trebuie nimic în afară de partea asta de aici. Pentru că aici făceam noi verificarea propriu-zisă. Și hai să vedem cum trebuie să modificăm codul încât încă să ne meargă. Încă să ne meargă și aici. Deci, pentru că nu mai suntem într-o buclă, nu mai folosim J, deci trebuie să scăpăm de J, să punem N pe aici. Așa. Așa. Acum. Ne mai trebuie... ne mai trebuie funcția neapărat de break? Ce ziceți? Știți că v-am zis la un moment dat că dintr-o funcție, când vrei să ieși în punctul ăla, deci în momentul în care ai intrat într-o funcție, când tu vrei să ieși din acea funcție, dai return. Și în punctul în care ai dat return, atunci ai ieșit din funcția aia. De exemplu, în cazul de față, în cazul ăsta, noi ce facem? Noi vrem să verificăm dacă numărul ăsta este prim. Și dacă nu găsim, dacă găsim un singur număr, pardon, deci dacă găsim un singur număr care este divizorul acelui număr n, putem ieși deja din funcție cu valoarea false. Deci putem să dăm aici return false. Și nici nu mai avem nevoie de is prime. Deci nu mai există is prime. Aici, în cazul ăsta, dacă n mai mic sau egal ca 1, putem să dăm direct return false. Are sens? Are, pentru că voiam să aduc o dată la discuția asta. Că așa foloseam. Vreau să te întreb care este diferența. Asta e singura chestie. Și noi mai trebuie să tratăm și cazul în care numărul este prim. În cazul în care este prim, asta înseamnă că nu s-a intrat pe ramura asta, pe if-ul ăsta nu s-a intrat și nici pe if-ul ăsta nu s-a intrat. Și ca atare s-a terminat codul și am ajuns în punctul ăsta. Deci nu am dovedit, nu până în punctul ăsta în care ne aflăm aici pe linia asta, dacă s-a trecut de liniile astea, asta înseamnă că nu am dovedit că numărul nu este prim. Și ca atare vom întoarce true. Ok? Iar acum, dacă vrem să verificăm chestia asta, putem să citim iarăși numărul n de la tastatură și să scriem înapoi, să scriem check if prime de n. Și un end line acolo. Dacă rulăm chestia asta cu 13, să zicem, ne dă 1. Din nou, 1 este true. Și, adică adevărat. 0 este fals, 1 e adevărat. Deci ne-a dat că 13 este un număr prim. Dacă rulăm cu 8, ne dă fals. Este normal. Și acum zicea Alexandru ceva mai devreme, pomenise de o chestie de felul în care
de o chestie de care ce ține de de eficiență. De exemplu, noi ce facem aici? Noi verificăm dacă numărul dacă în forul ăsta de aici, noi luăm toate numerele de la 2 până la n-1, pe toate le luăm și verificăm dacă sunt divizori ai numărului n. Acum, în cazul în care avem un număr mic, 100 să zicem, va dura foarte puțin, care de verificat dacă am avea un număr prim, cum era la 571, parcă am zis că era 571, dar am testat că e prim. Da. Așa. E, 571. Deci pe 571, dacă ar avea de verificat, pentru că este număr prim, 571, el trebuie să ia toate numerele de la 2 la 570, adică 500, cât vine? 569 de numere, parcă. Și să le verifice pe toate, să vadă dacă sunt sau nu divizor ai numărului 571. Cum putem rezolva chestia asta? Păi, are rost, ne putem pune întrebarea. Băi, are rost să verificăm dacă un număr este divizibil cu 4 sau cu 8 sau cu 10? Are rost? Și răspunsul este nu, pentru că dacă este divizibil cu 8, dacă e divizibil cu 4, cu 10, cu oricare număr par, automat e divizibil și cu 2 și nu are rost să mai verificăm. Dacă e divizibil cu 2, asta înseamnă că nu mai este prim, este direct, e un număr neprim. Deci putem să zicem încă de la început, putem să zicem dacă n este divizibil cu 2, return false. Și în loc să verificăm cu toate astea, cu i de la 2 la n, putem să zicem de la, să pornim cu 3 și să luăm numai numerele impare. Plus 2. Și o să verificăm mereu dacă numărul n este divizibil cu 3, dacă e divizibil cu 5, dacă e divizibil cu 7 și tot așa. Are sens? Și în felul ăsta deja noi am înjumătățit numărul de numărul de ăsta de de numere pe care le facem verificarea. În același timp, putem să facem încă o șmecherie. Putem să zicem, bă, de ce naiba să verificăm noi până la n? Putem să verificăm până la n pe 2, pentru că dacă n pe 2 este, dacă n pe 2 este număr un număr întreg, asta înseamnă că n e divizibil cu 2 și na, oricum am făcut verificarea asta, dar putem să facem verificarea până la n pe 2. La altă variantă și mai bună este să verificăm până la radical din n. Țin minte că la un moment dat am verificat chestia asta din punct de vedere matematic, dar dacă verificăm dacă facem toată șmecheria asta până la radical din n, va fi și mai rapid. Și ca să testăm, să vedem diferența de viteză, hai să începem să încercăm mai întâi fără îmbunătățirile astea și apoi cu, ce ziceți, ok? Deci bucata asta de cod aici este comentată și ignorată. Hai să facem o testare. În loc să calculăm pentru n egal cu 100, hai să calculăm pentru n egal cu 1 milion, da? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ăsta este totuși un număr mic, pentru calculator este un număr mic. Hai să punem și încă un 0 la 1 milion, 10 milioane. Stai. Aha. Stai, nu 10 milioane, trebuie un număr mare și tare care să fie prim. Ia să căutăm pe net. List of prime numbers. Prime number. Avem? Prime number above peste 10 milioane. A, uite. Așa, hai să mai mergem. Tic, 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 tic. Asta, deci asta e o listă întreagă cu numere prime. Suntem pe la 52.000. Hai să vedem pentru număr prim. Pardon. Din nou, este un număr mic. 52.000 este un număr mic.
Nu pot să dau la o pagină nume? Middle? Mai sau ceva? Nu. Previous, previous, next, next. Nu. A, mă, cine aia, trebuie să dau de mână. Oh. 100 de mii? Nu, stai, alea 100 de mii sau 1 milion? Hai să stăm cu 100, cu 130 de mii ăsta de aici. Sunt curios la ce număr va dura ceva mai mult. Și la asta e rapid. Oh, mă, dar nu există un număr. Pui mei, un număr. Prime number above. Și ceva? Să-mi bat picioarele, aflăm noi numărul. check if prime, hai să vedem. Îi dăm un for int i a valoarea, pardon. For int i a valoarea 10.000, 100.000, 1 milion i check if prime de i egal egal 0 i plus plus și nu face nimic. Stai, nu. Cum să zicem? Int counter 10 milioane. Counter plus al 1. Așa. Deci asta acum ia toate numerele de la 10 milioane parcă, da, 10 milioane în sus și le calculează și tot bagă, bagă, bagă acolo. Dacă ieșind în programul ăsta și în loc de 10 milioane punem, hai să zicem, 50 de milioane ca punct de start, deja vedem că le face mai încet. Se observă? Da. Hai să punem 100 de milioane. Ce n-ai? Deci, efectiv, se vede că durează mai mult, că se e mai... S-a cadat. Putem să punem mai mult? Putem să punem așa? Un trilion? Asta e un trilion? 1. E, ia uite cât durează acum. Durează mult, nu? Mult. Da, așa zic și eu. Și de ce face chestia asta? Pentru că va, pentru că sunt foarte multe numere pe care le verifică, da? Hai să verificăm dacă facem optimizarea aia să împărțim, să scădem deja, să scăpăm deja de jumătate de numerele pe care le verificăm. Deci în loc să pornim de la 2, pornim de la 3 și facem pasul de 2. Aceeași condiție. Parcă e un pic mai rapid. Mi se pare mie sau și vouă vi se pare că e mai rapid? E mai rapid. Mai rapid. E, asta e nimica, o nimica toată. Hai să vedem pentru cazul în care în care mergem până la radical din n, care e cam cea mai mișto. Ne trebuie pentru asta, ne trebuie biblioteca math.h, care are funcția de radical. Funcția de radical este prescurtarea de la square root, din engleză, este SQRT. SQRT de N. De ce nu minte. Și, din păcate, acum eu trebuie să o... minus M, minus O, main. Trebuie să o... asta, să o compilez de mână, că trebuie să... Da, nu contează. Așa. E altă viață. Ce repede merge acum? Altă viață. Asta pentru că... Cum zic eu? Numărul de... Deci numărul de numere pe care le verifică crește mult mai încet când verifici radicalii. E o creștere... Nu mai știu cum se numește. Creștere exponențială, da, cu... Foarte mic. Chiar e un fel de a discuta despre complexitățile algoritmilor,
De exemplu, dacă tu ai un... cum am făcut mai devreme, verificam toate numerele de la 1 la N dacă sunt prime, nu-i așa? Când făceam verificările astea, treceam până numere o singură dată. Asta se numește O de N, în ordin de N elemente, că sunt parcurse N elemente. Deci le parcurgem o singură dată pe toate N elemente. Dacă am face for în for, în care în fiecare for și din la interior și din la exterior parcurgem N elemente, vom parcurge per total N pătrat elemente. Corect? Am dreptate? E, și pentru că sunt n pătrat elemente, se consideră O de n pătrat și tot așa. Cea mai bună variantă este în O de n, dacă reușiți să faceți un program în O de n, merge. Dar asta e povestea cu optimizări și cu chestia asta este pentru altă dată. Ideea principală este treaba asta cu că am făcut mult mai rapid să meargă programul. Doar până a face o mică optimizare. Putem să mai facem încă o verificare înainte să pornim cu toată nebunia asta, cu chestia asta. Putem să facem în așa fel încât să zicem, bă, și dacă este divizibil cu 3, return, sau putem să dăm aici un sau. Dacă n este divizibil cu 3, pentru că dacă e divizibil cu 3, va fi divizibil și cu 9 și cu 27 și tot așa. Și n-are rost să mai verificăm. Sau cu 5. Putem să... Acolo nu era return true. Poftim? Acolo nu era return true dacă sub. Sub if, după ce zici dacă sunt divizibile, păi sunt numere prime Stai, stai, și stai, că aici... returnează adevărat. Da, voiam să ajungem și aici. Dacă n este egal cu 2 sau cu 3 sau cu 5, da, ar fi număr prim, eu mă refer, dacă ai numărul 20, n-are de ce să verifici, dacă ai numărul 200.000, n-ai de ce să verifici foarte multe elemente când tu știi deja că e divizibil cu 2. Dacă ai numărul 300.000, n-are rost să 333.333, n-are rost să verifici cu 3, cu, nu știu, dacă e divizibil cu 100.000, pardon, 111.111, când tu știi deja că e divizibil cu 3. Lasă. Am interesat acum, Și am mai interesat. elimini niște chestii. Și făcusem eu o chestie, dar oricum, sunt mulți algoritmi de genul ăsta. Este chiar și un algoritm pe care l-am testat la un moment dat, am avut o temă la facultate și l-am folosit. De verificarea numerelor prime, care este, băi, este sâmba picioarele, omul care l-a făcut care a venit cu algoritmul ăla, matematician clar, nu știu ce naiba, cum i-a venit lui în cap să facă chestia aia, dar efectiv, incredibil de rapid. Adică ce am făcut noi aici, optimizarea asta cu radical de n, este mic copil, efectiv noi, deci chestia asta cu, câte zerouri sunt aici? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sunt un miliard de numere, nu? Deci de la un miliard în sus, de exemplu, el, algoritmul ăla le făcea instant. Vedeai cum trecea prin ele ca un cuțit încins prin unt, în puii mei. Efectiv, extraordinar de rapid. Algoritmul ăla le făcea pe toate aproape la fel de rapid. Sincer, am fost și eu surprins cât de repede se mișca chestia aia. Algoritmul ăla. Da. Și eu am încercat să fac toată treaba asta doar ca să vă explic chestia cu funcțiile, cam cât de ce le folosim, de ce le folosim, chestia asta că de faptul că e important să știm de ce facem cu bool și cu return și cu toate astea, adevărul e că eu am avut ceva vreme până am înțeles chestia asta și nu știu de ce pui mei, adică nu pot să justific de ce mi-a fost mie greu să înțeleg acum un car de ani chestia asta cu return și cu tipul funcției, dar să fiu sănătos, a e. Chestia cu parametri și sunt foarte utile. În general, faci funcții. Eu fac funcții și când vreau să folosesc funcția aia într-un singur loc. Chiar și atunci fac funcții, doar așa, de dragul de a le folosi, de a le avea pentru cazul în care trebuie să le folosesc altundeva. Da. Și nu știu. Aveți întrebări? Vreți să discutăm ceva anume? Că dacă nu, aș zice să ne oprim aici, dacă sunteți ok. Ce ziceți? Bă, da, cred că e destul pe seara asta. Aveți întrebări? Cu ceva?
Ok, păi dacă nu, hai că eu opresc înregistrarea.